Aceste semințe sunt obținute din plante de cânepă cultivate în mod sustenabil, fără utilizarea pe sau alte substanțe chimice. Sunt ideale pentru persoanele... Alo, alo, alo. Ați dat pe cânepă? Domnișoară, bună dimineața. Ce este asta? Bună dimineața. Bună dimineața, ce asta? Știți că nu-i voi? Ba da, este voi. Păi cum umblați cu... Cânepă e cânepă. Păi cânepă e cânepă și o băgați în prăjituri acum? Da. Doamne ferește. Doamne ferește. Dacă gust încep să zâmbesc toată ziua, o să fiu... Prinde bine. Prinde bine, nu? Prinde bine. Sunteți sigur? Da. Dragii mei, asta mai lipsea în piața volantă. Dacă o să mă vedeți așa, de două zile numai... O să știți de ce. În piața volantă, o premieră. Ei, vedeți, în afară de oamenii ăștia minunați, că ei nu-s premieră de acum, se întâmplă un fenomen. A apărut cânepa, domnișoară. Era nevoie de cânepă, nu? Dragii mei, vreau să-mi mâniți o poveste care s-ar putea să vi se pară ciudată la început, dar credeți-mă, merită văzută până la capăt. Și apoi, urgențial, veniți să vedeți ce are omul ăsta aici. Și încercați. După care, mai vedem. Ca de obicei, un share, un like, face foarte mult pentru noi și un subscribe pe canalul de YouTube, da? Ca să nu se ducă... Pe partea dreaptă, ca să vadă toată gura. Urmăriți materialul și apoi comentarii. Da, Daniela, ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba, prea frumoasă localitate Costâna, am venit în curtea omului, care cu ce ai văzut mai devreme. La domnul Ovanes, și nu spun numele de familie, că o să mi-l încălcesc în gură și o să spun omul că nu se rău, o să rog pe dumnealui să ne-l spună. Domnul Ovanes, bună ziua. Ovanes și? Cod Zacar. Cod Zacar. Cod Zacar, da. Cu capa? Cu capa. Nu, sunteți român. Nu, sunt român, dar numai că numele este armenesc. Din partea unor oameni întreprinzători ce faceți asta. Da. Am venit la noastră, arătați averea. Da, poftim. Mergem să vedem cum doamna Daniela, atenție aici că treaba nu e să rătumă la doamnă. Mama. Bună ziua, bine ați venit la noi. Ce faceți? Mama. Foarte bine. Mă bucur că ați venit și pe la noi. Cum vă mențineți așa în formă, doamnă? Povestiți-ne un pic ca să mă... Mâncare sănătoasă. Așa? Și mișcare în aer liber. Îmi place foarte mult să stau în aer liber. Nu mă prostim, spuneți. Nu mă prostim. Mișcare îmi place. Mișcare, mâncare sănătoasă și dragostea copiilor. Așa strigă copiii, părinții copiii din ziua de astăzi. Să rămână, să vă ține Dumnezeu în ravul, felicite. Domnul Ovanes, haideți, spuneți-ne. E o gospodărie simplă. Da. Hai să vedeți ce avere are omul aici. Domnul Ovanes, după dumneavoastră. Vă rog, aici va fi depozitul. Nici o frică să știți cum e. Că... Noi n-am pregătit să fie aici. Buzunarele goale. Depozitul. Doamna Daniela, despre asta e vorba. Țin... Bijuteriile. Semințele unde țin, hrana pentru cai, când iese la un moment dat, după ce fac uleiul din tort, iese, ce? Să vă arăt. Arătați-mi. Și este foarte bună pentru cai, pentru că nu-i agită. Wow! Are foarte mult. Păi asta e și ideea, dragii mei. Da. E vorba de câini pe aici, doamna Daniela. Hai să ne uităm. Ne puneți un pic pe masă cișilea ca să vedem și noi ce se întâmplă. Arătați-ne produsele dumneavoastră. Că am venit să arătăm Suceveni și întregii lumi, să arătăm ce produse aveți aici. Da, lasă uleiul ăla, că noi... Fiecare cu ce-l interesează. Stai că ajunge și acolo, hai să lăsăm deci. Sigur. Lasă câte câini pe cultivați? Și de când v-ați apucat de treaba asta? Mers pe al treilea an. Și deci am 2 ani făcuți, deja recoltați. Și mers spre al treilea. Am început cu 1 hectare, avem undeva la 3 hectare. Wow, multuți? Multuți, dar am început așa încetul, când, nefiind agricultor la bază, am zis să nu stric ceva ce poate fi frumos. Și ați început cu 1 hectare? Am început cu 1 hectare în primul an, a fost foarte bine, m-a ajutat familia. Și am dovedit-o până la urmă, că de câteva ori am fost așa, mai că plângeam pe câmp. De ce? N-am avut utilaje cu ce să lucrez și foarte greu, pentru că fibra fiind foarte tare, intră prin roticele, prin astea și strică utilajele. A venit cineva să-mi o ia, un domn preot de la Todirești, și s-a blocat, că avea niște tăietoare. S-a blocat în... Și s-a blocat, i-am spus, haide să dăm o tură
și să o curățăm și nu, că știu că merge. Și am dat două, trei turi și... La revedere. Am înțeles. Și acum aveți 3 hectare. Da, dar am pus pe 1 hectar în fiecare an. N-am mers mai mult, că am zis totuși să o dovedesc, să nu-l las acolo. Așa. Aici ce iese de la după ulei. După ce se extrage uleiul din cânepă. Cânepa e cânepa clasică pe care o știm noi, acea bătrânească, sau un alt soi de cânepă pe care o cultivați? Nu, e cânepa care o aveam de mult și prima oară am luat un soi Dacia Secuieni, este de la Piatra Neamț, de la centrul de cercetare. Așa. După care al doilea an, pe calea asta vreau să mulțumesc și unui domn care m-a ajutat foarte mult la început. Domnului Laurențiu Petrinjel. Domnul Laurențiu Petrinjel v-a ajutat cu cânepa. Da, el m-a îndrumat, m-a ajutat, mi-a dat și utilaje, o inimă mare. Așa. Este foarte bun. Am văzut în America că se folosește așa. Nu e agită. Nu e, păi nu te agită, ți se agită, poate și... se simte bine, îi dai și cânepă, nu? Exact, plus că le face o blană foarte lucioasă, la fel și la găini, le face un penaj frumos. Nu uite, sunt mai ouă găinile, dacă le dau, doamna Dana, le dădea la găinile mele din astea, erau toată ziua. Să știți că de când am început să le dau sămânță de cânepă să mănânce, am început să se ouă. Deci și-a mai dat cuiva, la 3 zile m-a sunat și zic, mă, nu... Nu-mi plac o prostită, deci, doamna Daniel, asta cultivă omul. Asta cultivă omul, e celebra cânipă românească. Da. Domnul Vanes a venit în Piața Volantă cu produsele acestea. Deci de pe un hectar de cânepă, folosiți așa. Deci din sămânță fac. Ce? În felul următor. Prezentați-ne deci, se face uleiul din sămânță. De cânepă, la presă de ulei. Așa, iese, după care iese tortul. Care asta e tortul, aici. Nu? Da. El merge prin moară. Îl faceți... Fărâmă, după care, prin niște site, trece și ajunge să se facă pudra plus făină. Doamna așa, Daniela, ca să arătăm oamenilor despre ce este vorba, asta e sămânța, nu, domnul Vanes? Da. Dragii mei, asta e la cât e de importantă, asta e sămânța din care bucățele astea micuțe, la presă la rece, nu? Sau cum presă la rece, da. Presă la rece, se întâmplă uleiul ăsta pe care vedeți noastră, care are niște beneficii extraordinare. Așa o sticluță de, asta cât e, de 200? Asta de 100 de mililitri. Le-am luat așa pentru prezentare. Pentru prezentare. Cât e, cât costă așa ceva? Ajunge la, încă n-am pus la vânzare. Hai, dacă e neprețuit, punem aici în buzunarul stâng, ca să nu mai fi în buzunar. Am la 250 da, de mililitri și la 500. La 90 de lei și la 55 de lei. Este, într-adevăr, este un preț mare. Da, dar se justifică sau nu? Având în vedere cât muncă este, acum la început, poate mai încolo voi putea să vin cu un preț mai accesibil și cu niște prețuri acceptabile, să zic. Pudră proteică de cânepă. Asta cum o faci? Foarte bun. Asta iese din... Da? Din tortul care a ieșit așa. De după... Merge printr-o moară de pietre, care am o vecină, care e fix garden guard cu mine, care are o moară business de pietre. Business to business se cheamă asta, da. Da. După care, prin mai multe site, din ce în ce mai mici, ajunge să fie pudră. Făină și pudră. Ce ai de cânepă, vârfuri. Asta e ce fumau bătrânii noștri pe vremuri? Și zic, cred bine? Că se și poate fuma, dar nu există niciun efect sau nu știu. Am înțeles. Ce ar fi de vârful de cânepă? Da, Daniela, ăsta-i, da? Vezi? Asta e cânepa, celebra cânepă de care tu, când te vede poliția că ai cultivat-o, n-ați avut probleme cu autoritățile? Să știți că am avut o susținere foarte mare și cu cine am lucrat, mai ales direcția agricolă, domnul inspector care vine și verifică cultura, mi-a fost de mare ajutor, adică sunt oameni care știu despre ce este mănâncă, vorba. Cu ce exact. Să mănâncă, da? Ca să ne și înțeleg. Nu sunt bețe în roate, am fost... Toți mi-au zis, mă, hai să vezi că lucrez cu instituțiile și greu în România. Și am zis că eu am să încerc. Și n-am avut decât ajutor de la toți, de la direcția agricolă. Aici am frunze. Așa. De ce sunt... Vârfurile sunt puțin mai bune, să zic așa. Le-am recoltat fix când au perișorii. Păi văd că aveți... dacă se poate vedea... Sămânța, da, nu, poate nu se vede chiar foarte, foarte clar, dar
Înseamnă, ăsta e un anumit moment al recoltării, recoltării. Care are CBD. CBD. Are niște particule speciale. Pe, da, am înțeles. Și foarte bun. Am înțeles acum. Înțeles acum. Așa o pachetă de ceai de ăsta. La ce preț e? La 40 de lei. La 40 de lei. Și că ceai bei? La 30 de lei. Să știți că o punguță de 50 de grame puteți face 50 de ceaiuri. Deci și atunci ca și la cai mă simt bine? Și să știți că dacă îl folosiți undeva la 20-30 de zile, o să vedeți efectele. Nu mă apuc de ouă, adică nu mai mă dau liniștit. Care e efectul pentru oameni? Ca să nu înțeleg oamenii că râdem, glumim, dar cine deci pricepe, sunt, e o chestie foarte serioasă. Te relaxează, îți dă o stare de bine, te calmează, dacă ești puțin anxios. Aș mai trebui și mie, doamnă, dar nu la cum ar trebui și mie. Îți face efectul în timp, cum toate produsele naturale, în timp și folosite regulat, se vor vedea efectele. Se vor vedea efectele. Da, cu siguranță. Acum că tot v-am prins, ai ziceți, de ce acolo pe dulap sus, în borcanul ăla? Pe dulap, tot așa, de prezentare am făcut cu familia. Am, a, destul ați luat acestea. Doar, vă rog, am doar frunzele care le-am pus în borcan. Să știți că, să vedeți, nu este un miros. Nu e. E un miros chiar plăcut și vreau să vă arăt puțin cum miroase. Mai a zis Ivi Vestea, dar nu e. Dar asta, deci vă rog, asta este hârtia din cânepă. Hârtie din cânepă. Hârtie din cânepă, da. Ba, omul ăsta face din cânepă, îți spun eu. În afară de bani, face, atâtea... și, face și ce trebuie la casă. Wow. Am să vă rog să prindeți în mână. Ce? Cânepa? Nu, acest vârf. Prindeți-l în mână și să-l mirosiți. Este așa? Ceaiul de... A, așa. Așa, așa cum o desfac, da? Așa, puțin și să-l mirosiți cumva. Interesant. Are un așa, e plăcut, e mai light, să zic. Un pic mentolat, așa, un pic iuțiu, un pic... interesant. O gospodărie bază... Să-i luăm, domnul Vanessa, aici, ca să le arătăm oamenilor. Pe care o țin tot în mână. Ce aveți? Pudra. Asta e la gram? Asta nu, este la kilogram. Glumea și eu încerc să mă dau și aici mare băiat din ăla cu brâu. Da, aici ce mi-a rămas încă de anul trecut, ce am făcut. Da. Și ziceți că asta tot din cânepă. Asta este țesătură din cânepă, nu am făcut-o eu, am cumpărat-o. La Folticeni, de unde veniți, să știți că acolo este Foltin. Au fost piste, din câte știu, peste 1000 de angajați care au lucrat cu cânepă și in și s-a făcut țesătură acolo. Încă mai sunt câteva utilaje, am fost să văd cum arată, n-am putut să intru înăuntru decât pe geam să mă uit. Asta e cânepă? Da, e văz de cânepă. Da, Daniel. Din asta nu se extrage nimic? Se fac materiale de construcție, să știți. Din asta, din cânepă? Da, din partea lemnoasă, din amont. De ce a dispărut cultura de cânepă? Bine, odată că legea nu-ți permite, decât în anumite condiții. Nu vreau să fiu, nu știu, să... parcă mă duc într-o conspirație sau undeva, dar odată cu, de când a apărut, din ce am citit, da, de când a apărut petrolul și derivatele din petrol, cânepa. S-a spus că e marihuana și oamenii o iau puțin razna. Și, da. Dar oamenii încep să descopere, redescopere valoarea naturistă. Naturistă, deci este, au, cum să zic, foarte multe beneficii. O hrană. Aici am niște săpun făcut din cânepă. Cu cânepă? Legat cu cânepă? Legat cu fibra de cânepă. Aceasta. Ziceți acolo cu conspirația, cu mă doare. Și de când a apărut, practic, derivatele din motorină, s-a interzis cânepa. Aha. Constituția Americii, deci când s-a scris pe hârtie de cânepă. Acum... foarte mulți ani. Da. Ăsta este semințe? Semințe de corticată. Nu, dar m-am mirosit un pic și am început să vorbesc. Ăsta este semințe, nu? Acestea sunt semințe de corticată. Ce face? Ce poate face cineva cu ele? Deci semințele de corticată sunt extrem de bune și se pot pune în smoothie, salate, deserturi, peste înghețată, practic peste tot se pot pune, pentru că au un gust neutru, ca de nucă, puțin anucă duce. Și este foarte bun pentru că nu și e mai ușor de mâncat pentru că nu are coajă foarte multă. Am înțeles. Așa, ele fiind cu coajă, fibra este foarte bună, ajută la digestie. Cei care au probleme cu digestia, este foarte bună. Am înțeles. Dar deci, e mai greu de mâncat. Uleiul,
fibra se folosește, din semințe faceți smoothie-uri, ulei, prafuri, hrană pentru cai și pentru găini. Da, semințe dăm. Astea pentru... Asta aici e coșulețul cu care am fost la Piața Volantă. Doamna Daniela, cine știe, știe despre ce este vorba. Așa și... ceva veți găsi la Piața Volantă de la domnul Ovanes în fiecare sâmbătă, dacă veniți acolo. Mai vreți să spuneți ceva? Prezentați că este momentul nostru de glorie. Eu vă ascult. Să fac bani din asta? Deocamdată nu pot să zic că am făcut bănuți. Doar că mă bucur de ce fac mâinile mele și văd că încet, încet prinde valoare chestia asta și interesează la lume. E o hrană sănătoasă, nu este stropită cu nimic, cânepa nu are nevoie de tratamente. Dacă e un an mai slab, să zicem, și nu plouă sau ceva, ai o producție mai mică. Dar în rest nu are nevoie de nimic, nu e, cum să zic, pretențioasă. Da, chiar deloc. Oh, dragilor, astăzi am venit la domnul Vanes în curte, hârtie de cânep. Acum asta n-am mai văzut și n-am știut că pe hârtie de asta s-a scris Constituția Americii. Da. Cele 5 amendamente, doamna Daniela, se știe, da? Dragilor, în Piața Volantă găsiți și așa ceva. Îl felicit pe domnul Ovanes, care a avut curajul să treacă de toată birocrația, a avut curajul să se apuce de treabă. Îl felicit că e hotărât și vrea să meargă mai departe. Cei care știți și citiți despre beneficii, opa, nu stă numai aici, să mai de la numai la fluie, nu v-ați gândit în rest, v-ați gândit la tată. Cei care știți care sunt beneficiile cânepii, semințelor, a frunzelor, a ceaiurilor, nu ezitați. Omul este legal în Piața Volantă. Nu-i la botul mașinii, nu se vinde cum cu pliculeț, așa, nu? Cum se dă banul, e pe față, vă dă și bon dacă e nevoie, numai să veniți să luați. Dragii mei, e o premieră pentru Bucovina, pentru Piața Volantă. Nu știu dacă pentru Bucovina, dar pentru Piața Volantă cu siguranță este o premieră și îl felicit că a reușit să facă treaba asta. Dragilor, de aici, de la Costâna, la Costâna am fost astăzi, da? Se știe. Vă fac invita. Ziceți. Vreau să vă mai arăt și în... Ce? Vede, mamă! Să vă arăt. Deci ați văzut sămânța. Așa, aici mai am, da, hrana. Hrana, sămânța, produse, fibre. Okay. Și mă băgați acum unde? La da, cal? Acum vreau să arătați calul. Cum cântă fluieraș de os, cântă duias, da? Doamna Daniela, hai cu mine. Bine, încoace. Am să deschid puțin și ușa mare să avem o lumină mai bună. Adesea. Hop! Oh. Nu ziceți că asta e cânipa. Asta e cânipa, Daniela. Asta e cânipa. Uite aici ce-ți faci. Ce? Nu focusează? Uite ce mare și-a prămasă. Asta e nou? Despre asta vorbim, doamna Daniela. Așa, da. Despre asta vorbim. 3 metri, cât e? Poate să crească și aproape de 5. Depinde de cum e vremea și dacă are apă destulă. Ea crește foarte mare. Wow! Deci, din asta, dumneavoastră, faceți minunile pe care le-ați prezentat. Da. Am înțeles. Iar aici e atelierul nostru. Da, aici Dumnezeu mi-a dat un locușor unde mă pot desfășura, să zic. Aici lucrez la un coșuleț. Da? Eu o să-l fac așa, un coșuleț de unde să pun chestiile din cânepă. Aici am o măsuță cu care am venit și la Piața Volantă, care e făcută tot din bețe de cânepă. Încolo ca să fie asigurată. Deci ne-am pus... Cânepa o folosiți tot de la cânepa? Tot, nimic nu aruncăm. Nimic. Pentru că se poate folosi tot din ea. Tot. Și încă multe care deocamdată nu le pot valorifica. Mai îmi trebuie niște utilaje. Dar încet sunt sigur că lumea va fi mai interesată. Și aici fac hârtia de cânepă. Unde? Așa, acolo am ușor, să vă arăt puțin. Daniela, vină în carte, că acum țara procedeul, după aia sunt vezi, sunt mai viitoare, parcă te văd că... Deci, așa arată. Asta e hârtia? Știți cum se face cumva când se bagă în apă și se prinde? Asta e fibra. Wow. Și din asta faceți hârtia? Da. Vedeți numai puțin să vă arăt. Ce credeai că nu? Și aici? Deci cu, cu chestia și asta. Și scoateți-a să usucă. După ce iau, acolo rămâne hârtie. Se usucă, se întărește. Da. Am înțeles. Da, Daniela, ce-ți că aici?
autorizația numărul 4, da? Pentru cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope din data de 09.05.2023. Ca să înțelegem că domnul Vanes chiar e în regulă cu toate. Felicitări, domnul Vanes! Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu bunuțul. Haideți să ieșim la lumină. Nu crede lumea că noi ieșim la lumină. Acolo de... vreau să vă arăt asta, un aparat foarte vechi. Hai că nu ne mai primește o oră. Asta e de când era bunica fată. Da, îl am tot așa, deci de la vecina din dreapta. Ce faceți asta? Aici pun sămânța. Așa. Cu pleavă, cu tot, cu tot, de pe câmp. Așa. După care aici are o vânturătoare și știți că acolo va sufla. Vezi că vine... Vezi. Deci acolo, pe paletele alea, bagă aer. Aici vine sămânța, pleava se duce, o sortează, doamna Daniela, o sortează și aici cade sămânța curată. Sămânța vine, cea mai curată, vine aici și aici mai vine încă puțin. Uite aici, doamna Daniela, ce părere ai tu de treaba asta? A? Cam cum îți sună? E un aparat făcut acum mult timp, dar foarte bun. Câți ani are? Ca vechime. Peste 150 de ani făcut, da. Și este foarte, foarte... foarte bun, adică aș face treaba. N-are Bucovina atâți ani, Daniel, n-are România atâți ani. Mă apuc eu acum să zic de 150 de ani. Și e atât de bine întreținut de 150 de ani. Da. Da. Îl am de la vecina de acum 2 ani, ea nu-l mai folosește, că am vrut să-l duc înapoi după ce l-am folosit și mi-a zis, numai că-l aud când îl folosești, îmi aduc aminte de tata și de unicul că-l foloseau. Și se bucur. Felicitări, domnule. Dragii mei. Mulțumesc. Mă ating un pic și după care plec. Dragii mei, ce vedeți aici este istorie, este dragoste pentru, să ziceți că sună cam aeră, dar este dragoste pentru muncă, dragoste pentru produse naturale, dragoste pentru cânepă. Cred că a venit momentul să lăsăm deoparte fățărnicia și să ne apucăm să facem bani din mâinile noastre, din dorința noastră de a lucra și din pământul pe care lucrăm. Și îl felicit pe domnul Ovanes. Am zis bine Ovanes, da? Ovanes, da. Ovanes, îl felicit că poate să facă treaba asta. La Piața Volantă îl găsiți sâmbătă de la 8.30 până la 12. Și la Costâna, zi de zi de zi. De aici, din bârlogul omului cu cânepa, a câneparului, nu? Parcă așa am văzut aici, câneparul, că așa văd în titlul. Câneparul, da. Asta e cu cuiuții, cu așa. Un singur lucru. Vizitați-l, gustați și apoi spuneți-vă părerea. Share-ul și like-ul obligatoriu. Comentariile sunt ale domniilor voastre. Sus inimile!